Corpul experților contabili și contabililor autorizați din România aniversează în fiecare an pe 13 iulie Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care este sărbătorit acest important eveniment dedicat profesiei contabile, o serie de activități speciale urmând să se desfășoare și la Drobeta Turnul Severin. Ziua Contabilului Român a fost sărbătorită cu fas și la Drobeta Turnul Severin, evenimentul adunând la oaltă atât autorități locale cât și județene. Ceremonia a fost un prilej de recunoaștere a rolului esențial pe care profesioniștii din domeniul contabilității îl joacă în buna funcționare a economiei, dar și în asigurarea transparenței financiare. Azi e ziua contabilului român, zi pe care o sărbătorim sub egida contabilitatea inteligentă. După cum și dumneavoastră știți, trăim într-o eră a digitalizării. Avem alături de noi reprezentanții mediului de afaceri cu care facem corp comun în activitatea pe care o desfășurăm. După cum au remarcat și dumnealor și noi, așa cum știți și dumneavoastră, au avut loc tot felul de mișcări împotriva ordonanțelor prin care s-a dispus digitalizarea și noi considerăm că atât mediul de afaceri, cât și noi, cât și statul prin ANAF și prin Ministerul Finanțelor, nu suntem pregătiți deocamdată să trecem la această, dar ne-am propus ca să uităm de aceste euri care ne sunt impuse nouă contabililor, să ne simțim bine, avem lângă noi, așa cum am spus, mediul de afaceri, reprezentanții instituțiilor principale din județul nostru, respectiv Consiliul Județean, Prefectura, Parchetul, Tribunalul, Inspectoratul de Poliție. Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedin Cionică Negru, împreună cu alți oficiali, a fost prezent la ceremonie, subliniind importanța acestui eveniment. Vă felicităm pentru munca neobosită și dedicarea de care dați dovadă în fiecare zi. Rolul dumneavoastră este esențial în asigurarea stabilității financiare și în bună funcționare instituțiilor și societăților din județul nostru. Profesia de contabil nu este doar una tehnică, ci și una de mare responsabilitate, iar munca dumneavoastră contribuie la transparența și integritatea mediului economic. În aceste vremuri de schimbări rapide, profesionalismul și adaptabilitatea dumneavoastră sunt foarte importante și vă apreciem pentru faptul că reușiți să faceți față provocărilor despre care știu că v-ați dori să fie mai puține. Tehnologia în continuă ascendență oferă oportunități pentru a îmbunătăți procesele contabile și nu numai, reduce erorile și poate oferi posibilitatea unor decizii mai rapide și mai informate. Aveți un rol deosebit în dezvoltarea afacerilor și a mediului economic în județul Mehedinț și îl exercitați cu profesionalism. Iar pentru acest lucru știu că este nevoie de formare continuă și de perfecționarea competențelor digitale și pentru toate acestea noi vă felicităm. Vă încurajăm să continuați să inovați și să vă adaptați noile realități. Împreună putem transforma provocările în oportunități și putem construi un viitor mai bun pentru comunitatea noastră. Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul topului membrilor CECAR. Ne bucurăm să fim din nou împreună, am mai fost și la edițiile anterioare. Este foarte important că vă păstrați tradiția în a sărbători această zi pe care dumneavoastră știți să o aniversați așa cum se cuvine și mai mult să imaginați anumite lucruri pe care le propuneți către dezbatere, așa cum a spus și domnul președinte, pe de o parte legate de tradiția instituției dumneavoastră, pe de altă parte de provocările viitorului, de provocările smart și, evident, de inteligența artificială, care se pare că nu ratează nici un domeniu. Vreau să spun că am avut prilejul de-a lungul anilor să cunosc pe mulți dintre dumneavoastră. Mă bucur că în sală este o prezență multidomeniu, ceea ce denotă interes în raport cu această organizație profesională, un grup elitist de profesioniști, să-i spunem pe nume. Ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră. O să vă sprijinim și la nivel instituțional, acolo unde dumneavoastră simțiți nevoia și, bineînțeles, acolo unde legea ne permite. Știu, de asemenea, că aveți o colaborare foarte bună și cu celelalte instituții. Sunt recunoscute astfel performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri în interes public.